iese din clădire, bagă 20 în buzunar, scoate o bancnotă de $5 și o întinde portarului. Apoi, văzând bucuria din ochii lui, își spuse în gând, cât de ușor poți să faci un om fericit. Aceasta este o scenă dintr-o carte. Am citit-o cu mult timp în urmă, în copilărie. Nu mai țin minte numele autorului, nu mai țin minte numele cărții, nu mai țin minte numele personajului. Însă m-a impresionat foarte mult această scenă și mi-a rămas în minte. Și asta m-a ajutat mai târziu, pentru că la un moment dat în viață am trecut printr-o perioadă de singurătate destul de apăsătoare. Știți cum am ieșit din ea? La un moment dat mi-am spus, Florine, dacă nu ești în stare să faci ceva pentru tine, folosește-ți timpul, energia, cunoștințele și fă ceva pentru ceilalți. Din acel moment m-am deschis față de cei din jur, am început să scriu articole în ziarele locale, am început să realizez emisiuni la posturile locale de radio, am început să țin conferințe și treptat mi-am dat seama că ajutându-i pe ceilalți, de fapt pe mine mă ajutam. Mi-am dat seama că urmărind să îi fac fericiți pe ceilalți, de fapt cream premizele pentru ca eu însumi să ajung să simt această stare de fericire. Această lecție mi-a venit în memorie chiar la sfârșitul lunii trecute, când vedeam înregistrarea unei emisiuni și la un moment dat am simțit că ochii încep să mi se umezească, lucru care nu mi este specific. Era o emisiune despre tabăra Magic Camp, o tabără în care copiii cu boli foarte grave, cancer în principal, pot participa timp de o săptămână în mod gratuit. Mă uitam în emisiunea aceea și vedeam copii bucuroși, copii care se jucau, copii care erau bine hrăniți, erau îngrijiți, erau încântați de ce se petrece acolo, însă ce m-a impresionat cel mai mult este că pentru unii dintre acești copii, scopul lor în viață devenea să supraviețuiască încă un an pentru a putea participa din nou în această tabără. O să repet această idee. Pentru acești copii, unii dintre ei bolnavi foarte grav, scopul în viață devenea să reușească să supraviețuiască încă un an pentru a putea participa în această tabără. Fericirea din ochii lor era evidentă. Da? Se vedea fericirea în ochii voluntarilor care lucrau acolo, în ochii părinților acestor copii și, bineînțeles, în ochii celui care a înființat această tabără. Și acum poate vă întrebați care este numitorul comun pe care l-au aceste trei povești adevărate din viața mea. Și este cumva evident, pentru că ele vorbesc despre cum putem să fim fericiți făcându-i fericiți pe ceilalți. Și de ce am ales să vă vorbesc despre aceste trei întâmplări adevărate din viața mea? Pentru că ideea cu care aș vrea să rămâneți în urma acestei întâlniri este că una dintre cele mai sigure căi prin care puteți fi fericiți este să găsiți căi prin care să-i faceți fericiți pe ceilalți. Și acum, dacă tot am adus vorba de fericire, haideți să vedem ce este fericirea, câte tipuri de fericire există și ce putem face pentru a trăi această stare de fericire. Ce este fericirea? Este un proverb românesc, hai să vedem dacă îl știți, câte bordeie, atâtea obicei, bineînțeles. Proverbul ăsta ne spune că pentru fiecare dintre noi fericirea poate să însemne altceva. Pentru dicționarul explicativ al limbii române, fericire înseamnă o stare de mulțumire lăuntrică, intensă și deplină. Ca să dăm un exemplu, sunt convins că fiecare în copilărie a simțit o stare de bucurie lăuntrică, intensă și profundă în momentul în care ați primit prăjitura pe care vă doreați sau jucăria, ori cartea pe care vă doreați. Și poate cumva atunci s-a creat o conexiune în mintea noastră între lucruri care pot fi cumpărate și bucuria pe care o avem când primim aceste lucruri. Acum, adulți fiind, ne bucurăm când primim un smartphone, când primim o mașină, o casă. Poate de aceea se și spune că diferența dintre adulți și copii e dată de prețul jucăriilor. Însă această fericire de scurtă durată, dată de obținerea unor lucruri pe care le putem cumpăra, evident că nu este singurul tip de fericire care există. Mulți psihologi au studiat acest subiect și unul dintre ei, dr. Martin Seligman, în 2011, în lucrarea Flourish,
ne vorbește despre cele cinci tipuri de fericire. Primul tip de fericire este fericirea dată de bucuriile mărunte pe care le avem în viața de zi cu zi. În fiecare zi se petrece ceva în viața noastră, lucruri mărunte, dar care ne încarcă și ne permit să facem față provocărilor pe care ziua respectivă le scoate în calea noastră. Al doilea tip de fericire este fericirea pe care o trăim în timpul stării de flux. Starea de flux apare în momentul în care suntem cu totul prinși de ceea ce facem. Nu mai există nimic altceva pentru noi. Și în momentul în care ceea ce facem este ceva ce ne face plăcere, evident că acea activitate ne va încărca. Al treilea tip de fericire este fericirea dată de relații. Dacă în viața noastră există persoane pe care le iubim și care ne iubesc, persoane în care avem încredere, persoane împreună cu care experimentăm stări plăcute, e bine, aceste persoane sunt în mod clar o sursă infinită de fericire în viața noastră. Al patrulea tip de fericire este fericirea dată de atingerea obiectivelor. Fiecare dintre noi am dus la bun sfârșit câte o sarcină și știm cum ne simțim atunci. Avem încredere în noi, suntem mulțumiți de ceea ce am făcut și evident că avem o stare de bine. Și în fine, al cincilea tip de fericire este fericirea dată de o viață trăită cu sens. Putem să rădăcim prin viață de azi pe mâine, fără să avem niciun scop, însă în momentul în care înțelegem cât de important este să dăm un sens vieții noastre și alegem să ne trăim viața în conformitate cu sensul acesta pe care noi l-am ales, atunci vom avea parte de o stare de fericire foarte rafinată. Și dacă există mai multe tipuri de fericire, cu siguranță există și mai multe modalități prin care putem ajunge la această stare de fericire. Și în continuare vreau să vă fac câteva sugestii, să vă ofer câteva modalități simple, necostisitoare, prin care putem să fim fericiți, făcându-i fericiți pe ceilalți. Și o să încep cu persoana împreună cu care petrecem cel mai mult timp de-a lungul vieții noastre. Știți care este acea persoană? Noi înșine, bineînțeles. Ce putem face pentru noi? Exact acele mici bucurii care înseamnă foarte mult pentru noi. Putem să citim o carte, putem să ascultăm o melodie, putem să facem o plimbare, să vedem un spectacol. Toate aceste mici lucruri ne vor încărca foarte mult. Următorul grup din care facem parte și împreună cu care o să petrecem foarte mult timp de-a lungul vieții este familia noastră. Ce putem face pentru ei? Putem să oferim un cadou soției. Putem să pregătim mâncarea preferată soțului. Sau putem să petrecem timp de calitate, timp în care să fim cu totul acolo, împreună cu copiii noștri, ori cu animalele noastre de companie. Următorul grup din care facem parte este organizația în care lucrăm. Fie că este o firmă privată, fie că este un ONG, fie că e o firmă de stat, petrecem mult timp acolo. Ce putem face acolo? Am putea, de exemplu, să rezolvăm problema unui client cât putem noi de bine. Am putea să oferim o sugestie prin care să îmbunătățim activitatea în organizația în care lucrăm sau pur și simplu am putea să ne ajutăm un coleg. Mergem mai departe. Următorul grup din care facem parte este comunitatea noastră. Ce putem face la nivelul comunității noastre? Putem să fim voluntari sau să inițiem noi acțiuni de ecologizare într-o anumită zonă. Am putea să ajutăm persoanele cu dizabilități din comunitatea noastră sau am putea să vorbim despre lucrurile care ne pasionează în fața copiilor din școlile, grădinițele, orfelinatele din comunitatea noastră. Mergem mai departe, facem parte dintr-o țară. Ce putem face pentru ceilalți din această perspectivă? Am putea, de exemplu, să votăm în conformitate cu valorile noastre. În momentul în care votăm un om care gândește ca și noi, practic dăm puterea acelui om să schimbe ceva în bine în țara noastră. Am putea să participăm ca voluntari într-o organizație care urmărește să schimbe ceva în țara noastră sau și mai interesant, am putea să evităm să corupem sau să ne lăsăm corupți. Și mergem mai departe, facem parte din această lume. Ce putem face pentru ceilalți din această perspectivă? Iarăși lucruri foarte simple. Am putea, de exemplu, să colectăm selectiv. Am putea, de exemplu, să refolosim tot ceea ce putem să refolosim.
Am putea să alegem să mergem pe jos ori de câte avem ocazia, în loc să mergem cu mașina. Și foarte important, am putea să ne antrenăm să vedem partea pozitivă a lucrurilor, să radiem mai multă pozitivitate în jurul nostru, pentru că, după cum spunea Buddha cu mii de ani în urmă, ori de câte ori nu răspundem cu rău la răul care ni se face, tot atât de mult rău pierde din lume. Așadar, există multe lucruri pe care le putem face pentru ceilalți. Ceea ce este foarte interesant este că în momentul în care acționăm în mod detașat, acționăm în mod altruist, pot apărea niște efecte foarte, foarte interesante, efecte neașteptate. Este și o zicală românească, dar unde dai și unde crapă. Și o să vă spun în continuare o poveste care pe mine mă impresionează de câte ori o ascult. Este o poveste veche japoneză și este despre un samurai. Acest samurai se îndrăgostește de soția stăpânului lui. Stăpânul îi surprinde, așa încât samuraiul îl omoară pe stăpân. Apoi, rușinat pentru că a încălcat regulile de viață ale samuraiilor, a încălcat codul Bushido, părăsește localitatea și începe să rătăcească prin Japonia. Și ajunge la un moment dat într-o localitate destul de izolată. Singura cale de acces era un drum care traversa un mic munte împădurit și în pădurea de pe acel munte își aveau sălașul foarte mulți tâlhari. Așa încât traversarea muntelui pe acest drum era o întreprindere foarte periculoasă, mulți localnici pierzându-și bunurile și viața. Și samuraiul nostru, dornic să își răscumpere cumva vina, se hotărăște să sape un tunel prin acest mic munte. Și s-a apucat de treabă. În timpul ăsta, fiul a crescut suficient de mult și s-a antrenat suficient de mult încât s-a simțit capabil să își răzbune tatăl. Și a plecat să-l caute pe samurai. Și nu după mult timp l-a și găsit. Pregătește-te să mori. Sunt gata să mor, însă, înainte de a mă omorâ, dăm voie să termin ce am început de dragul acestor locuitori. Bine, dar grăbește-te. Și samuraiul și-a continuat lucrul, însă era o lucrare foarte anevoioasă. Așa încât, după o vreme, tânărul nostru, dornic să-și ducă răzbunarea la bun sfârșit cât mai repede, s-a hotărât să îl ajute pe samurai. Și au lucrat o zi, două, o săptămână, două, o lună, două, un an, doi, și până la urmă au terminat. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să termin lucrarea începută. Acum pot să mor. Auzind acestea, samuraiul a căzut în genunchi și a plecat fruntea la picioarele samuraiului și i-a spus: cum aș putea să retez capul maestrului meu? În final, vă reamintesc că ideea cu care aș vrea să plecați de la această întâlnire este că una dintre cele mai sigure căi prin care puteți să fiți fericiți este să urmăriți să-i faceți fericiți pe ceilalți. Este o poveste foarte frumoasă, nu știu dacă o știți, cu o fetiță care aduna stelele de mare pe care furtuna le aruncase pe țărm. Și le aduna și le arunca înapoi în apă. Un adult, privind-o, nu s-a putut stăpâni și i-a spus: draga mea, ce faci tu aici este inutil. Uite, sunt sute de mii de stele de mare. Este evident că nu o să le poți arunca pe toate în apă. Chiar nu contează ceea ce tu faci. Auzindu-l, fetița l-a privit în ochi și i-a spus: pentru asta pe care o arunc acum, contează. Poate nu veți reuși să ajutați sute de mii de oameni, dar dacă puteți ajuta un singur om și alegeți să faceți asta, pentru acel om o să conteze. Dragii mei, fiecare dintre noi își poate aduce o contribuție pozitivă acestei lumi. Care este contribuția ta?